Salutare, dragi prieteni! Am mai făcut un video, dar s-a întrerupt, arătându-le că am reușit trei serturi să le acopăr. Să stau alea, să filmez. Da? O să vă arăt cam cum am făcut. E o metodă mai grea. Da? N-avem încotro. Am pus roțile de cauciuc, avem aici, o să vă explic, merg cu roata pe rândul cu cartofi, adică pe cartofii neacoperiți, de asta am și pus roțile de cauciuc, iar cu roata pe marginea asta de sus. O să vă arăt, acum ăsta este... Aici este rândul neacoperit, iar acolo jumătate de rând, jumătate acoperit, jumătate acoperă acum când trec cu motocultorul. Am un șanț, dar mai am un pic și nu trebuia să mai dai, că era dată de compresie.
E obositor. Fiindcă trebuie să ții motocultorul contra, cum ar veni, să-l ții pe șanț, cu roata pe șanț. Dar mai am un pic și am terminat. Poate ăia mai tineri fac altfel. Noi suntem mai bătrâni. Da, cam atâta pentru astăzi. Sper să văd că placă cam cum a ieșit. Rândurile sunt cât de cât drepte. Bunicele. Ce să facem? Ne descurcăm fiecare cum putem. Eu vă doresc sănătate și până la următorul videoclip. Dacă vreți să dați un like, care îi place să se aboneze la canalul meu, vă rămân îndatorat și o să revin cu alte videoclipuri. Oricum, la metoda asta de acoperit cartofii mai este de lucrat. Sunt mulți youtuberi care se ocupă cu agricultura și care au motocultoare și oricum este foarte greu de găsit o metodă care să faci, să faci rânduri și să acoperi la cartofi să fie perfect. Aici pe marginea asta am mai lăsat o porțiune, este un clean ceva și aici poate pun cartofii dulci. Câțiva lăstari din aia de cartofi dulci. Da. Sănătate, numai bine.